Agonit nebunește cu mașina și a omorât un om. Un șofer care circula cu viteza a izbit în spate o altă mașină care a aștepta la semafor într-o intersecție din Iași. Autoturismul lovit a ricoșat într-un taxi pe care l-a proiectat într-un copac. Șoferul mașinii lovite a murit pe loc, iar tânăra aflată pe scaunul din dreapta a fost grav rănită. Ea a fost transportată în coma la spital, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor ei de supraviețuire. Și șoferul taximetrului a fost rănit în urma impactului. Cei doi clienți din taxi au Teferi. La fața locului au intervenit și echipajele de la descarcerare pentru a scoate din mașină una dintre victime. Tânărul care a provocat accidentul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar pe numele lui s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Martorii evenimentului citați de ziarul de iași au precizat că acul vitezometrului mașinii conduse de tânăr s-ar fi oprit la peste 150 de km pe oră.